Da. Bună seara. Primul vreau să-mi cer scuze de felul cum echipa și băieții mei au evoluat astăzi. Al doilea rând trebuie să felicităm adversarul. Au fost mult mai inteligenți decât noi. Ne-au așteptat, ne-au dat impresia că dominăm. Am făcut foarte multe greșeli de pase, deci n-am văzut, de când am venit la Dinamo, atâtea pase greșite, fără să fii forțat. Deci fără să ai presiune și să dă mingea la adversar. Normal, când invizi la joc, se fac greșeli mari în apărare. Ce sunt surprins și deranjat pentru că am pregătit meciul și am văzut ce calități au jucătorii din echipa adversă și primele două goluri, deci exact pe ce am pregătit. Știam că Buș intră în interior pe piciorul drept și că are un șut bun și încearcă, nu l-a blocat nimeni, la Dejan a pierdut pe drum, nimeni n-a ieșit în întâmpinare și a venit al doilea gol. Dar nu mi-a plăcut atitudinea și chiar sunt surprins. Au trecut 4 zile sau 5 zile au trecut. Ok, am jucat fără atacant. Atacantul nostru în formă a avut o problemă care n-am reușit să o rezolvăm. Salomão suspendat, dar sunt totuși doi jucători în atac. Iar în apărare vorbesc de apărare. Apărarea a fost aceeași de la meciul cu Craiova. Să pierzi atâtea dueluri, totuși... În față n-am avut adversari, eu știu, redutare. Sunt mulți jucători care au venit din Liga 2, Liga 3 franceză. Atacantul era din Liga 2 belgian. Cred că, în primul rând, atitudinea și agresivitatea care ei au avut-o și noi n-am avut. Am pierdut foarte multe, în afară de mingile, de pasele care le dădeam la adversari, am pierdut foarte multe dueluri. Și dacă în fotbal pierzi multe dueluri, normal că n-ai nicio șansă să câștigi. La un moment dat, repriza a doua, eram ca jaloanele. Nici de jaloane să fii, nici măcar să-i împiedici, să-i jeneze, ce se plimbau prin careul nostru. Da. Deci a fost un meci păcat. Eu cred că ai mei se gândeau mai repede la vacanță jucătorii mei decât să mai joace pentru șansa de a juca în play-off. După acest meci, șansele sunt foarte mici. Chiar matematic, da, dar indiferent cât aș schimba eu, acum nu mai depind numai de rezultatele tale, depind și de rezultatele adversarului. Iar cum am evoluat astăzi, nu merităm să jucăm în play-off. Dar vedeți, sunt meciul. După meciul cu Craiova eram toți entuziasmați și ne gândeam că, mamă, ce echipă, dar cred că Craiova a fost într-o zi proastă. Ce strategie o să folosiți în etapele care au rămas în sezonul regular? Adică, veți merge pe a reconstrui total echipa pentru sezonul următor sau o să încercați să mergeți, nu știu, să prindeți play-off? Asta e clar, că în primul rând problemele cele mai mari le-am avut în apărare. Și toți jucătorii care sunt aici au avut șansă să joace. Când nu-i Popescu, e Cațicas. Când nu-i Cațicas, e Popescu sau cine a mai jucat acolo, sau Ricci. Deci clar sunt. Pe Benz iară probleme mari. Deci a fost bulevard de în meciul de astăzi și nu numai în meciul de astăzi. Normal că trebuie să ne întărim, asta e clar. Deci noi încă muncim foarte tare, suntem în discuții avansate, am tot lăsat, am tot speriat. La unii le-am dat încă o dată șansă să joace și la fel a fost cazul lui Popovic care a greșit la meciul de la... Deci din partea mea vă spuneți voi că i-am atacat. Nu i-am atacat. Le-am spus și le-am explicat care e situația la Dinamo. Deci aici nu mai merge să păcălești. Deci nu merge să păcălești. Să fie, ok, mulțumit, am un contract, îmi vine, v-am zis că unii au contracte
își au contractele fără să joace, deci doar că să se antreneze și au contracte mari. Dacă ai contractul ăsta, arată că meriți contractul ăsta. Deci adversarii noștri nu cred că are vreun 10.000 de euro. Sau nu vorbesc numai de asta, dar nu se pare normal. Bă, când e un jucător care îi oferă atâția bani, trebuie să facă diferență. Deci ei nu au făcut diferență. Nu i-am dat eu că, vezi, Doamne, am avut eu. N-am avut nimic. Deci au dat după o analiză foarte serioasă. Nu aveau deci doi jucători, să zic, într-adevăr, am simțit așa că ar fi regretat, ar fi vrut să mai rămân. Dar în rest, unii n-au trecut să zică la revedere și au luat bagajele și s-au ușchit. Au mai cerut un salor 2 în plus și își văd de treabă. E de muncă, știam că e de muncă și nu mi-e frică. O să reconstruim și o să pregătim cele 5 jocuri pe care le mai avem și după aia o să tratăm cu mare seriozitate sezonul următor. E mare dezamăgire, pentru că ei aveau tot interesul. Deci, în primul rând, profesional, sportiv, rămâneai cu șanse reale ca să te bazi la play-off. Mulți dintre ei puteau să continue, să rămână în continuare la Dinamo, dar faci un meci bun și după aia trei proaste. Deci nu-mi dau nicio siguranță sau încredere, speranță la unii dintre ei că poate să ofere mai mult decât a oferit-o până acum. Vorbeați că a jucat fără atacant. V-a dezamăgit Daniel cu pată de trare? A evoluat exact cum a evoluat până acum. Nu zici că, în afară de golul care l-a dat cu Călăraș dintr-o centare, o singură fază, restul... Ok, poți să joci prost, dar să văd o atitudine, să văd că te bați, au fost multe centrări care au venit tot timpul era, că ții de mingea, ați văzut comparație între Popa și atacantul de la Astra. Dai posibilitatea ca noi să respirăm, să putem să ieșim, să venim cu jucători din linia a doua, linia a treia. Dacă dai mingea și vine mai repede înapoi, e foarte greu. Deci e foarte greu. Au depins sau vor depinde anumite transferuri din iarnă de faptul că din momentul de față nu are șanse foarte mari să prindă prea? Nu. Pentru că cei care vor veni în salarii normale din divizia A. Bugetul o să fie mult mai mic și o să fie jucători care sigur o să se integreze și pregătim. Sunt jucători care joacă și care joacă. Unii au terminat contractul acum, deci au jucat, sunt pregătiți. Sunt jucători care sigur vor veni cu mai multă ambiție și cele 5 meciuri o să ne ajute să pregătim sezonul următor. Am auzit, nu știu dacă e adevărat sau e adevărat. Da, oricum, noi vă dați seama că nu sunt de acord cu chiar dacă, știu, să ne respectăm totuși, sunt jucătorii noștri. Da? Și chiar la Hanca nu pot să-i reproșez nici meciul trecut, nici meciul ăsta. Singurul care a mai încercat. Dar nu știu ce s-a întâmplat și nu vreau să comentez, dar oricum nu trebuie să se întâmple lucruri de astea. Da? Erau foarte supărat și, bine, în momentul ăsta putea să afecteze rămânerea lui la Dinamo, poate se gândește să plece după un astfel de episod. Știți cum e, bă, sunt jucători care, bă, dacă nu vrei să rămâi, nimeni nu te ține cu forță aici. Bă. Deci eu am mai zis și le-am spus și înainte de meci, le-am zis, uitați, voi sunteți, ați primit fișele de pregătire de vacanță. Deci vreau să continuăm împreună. Dar mai e un singur meci. Nu știu ce, dacă ok, nu vrei să joci în play-off, dar măcar să joci pentru bani, că s-au jucat și pentru bani. Deci aveau tot interesul. Nici pentru bani, nici pentru performanță, atunci vreau să mă gândesc foarte serios la jucătorii care vor rămâne. Ați luat o decizie în privința lui Cațica și Accente, pentru că a surprins faptul că ei n-au fost nici măcar în lot, presupun că nu sunt accidentați. Nu sunt accidentați. Eu au avut șanse foarte multe să demonstreze că merită să joace la Dinamo. Nu m-au convins.
decât să țin, mai bine prefer să joc cu un jucător tânăr care, dacă îi se dă încredere, cu meciuri în picioare, poate să arate mult mai mult ca cei doi. Puteți să reușiți să o scoateți pe Dinamo din această fază, care pare că din se din ce în ce mai... Normal că trebuie să ne gândim foarte serios la ce urmează. De la ultimele 5 meciuri, da? Nu ajungem în situația să ne propunem alt obiectiv. Ar fi rușinos din partea mea, din partea tuturor. Acum pot să zic că chiar nici nu mai am scuze. În moment ce eu mă pregătesc echipa, eu îmi formez echipa, deci chiar responsabilitatea este 100% a mea. Este cel mai slab lot pe care ați avut în Liga 1? Nu vreau să judec. Ce pot să spun? Rezultatele sunt foarte slabe. Ce vreți să vă zic? Acum chiar nu mai are rost să vorbim. Nu cred. Eu ce am văzut și la antrenament, deci poate au limite. Poate au limite și... nu, ok, poți să faci un meci bun cum a fost cel cu Craiova, dar celelalte meciuri nu au fost bune. Și dacă îi să faci, să tragi linie, sunt mai multe puncte negative. Dar nu, n-ai ce să reușești. Uitați-vă și ce rezerve am avut eu astăzi. Dar prefer să am jucători tineri cu care pot să lucrez decât să ai jucători care nu interesează decât partea financiară. V-ați poate. Nici aia cred că nu. Mai puterea spre practic v-ați indicat și a fost să mergă lucrurile? Nu, sincer să fiu, nu. Chiar v-am zis că foarte mulți prieteni care nu mai vorbisem de mult timp îmi spuneau că ai grijă că ce lot e. Dar nu, eu chiar nu regret că am venit și sunt sigur că o să fac echipă bună la Dinamo. Ok. Mersi. Mersi. Mersi la fel. Alo, vreau să vă zic eu pot să zic. Da. Vă spun bună seara, s-a întârziat deja Costel Enache în fața noastră după acest ultim meci din 2018. Așa cum ați văzut, încheiat cu bine și foarte frumos, câteva cuvinte despre meci, apoi întrebări. E o seară magică, pot să spun, pentru că suntem aproape de Crăciun. Mi-am dorit foarte mult o victorie, nu neapărat pentru mine, mi-am dorit o victorie pentru grup. Am văzut jucătorii montați, responsabili, implicați, cu dorință și aș fi vrut ca lucrurile să fie așa de pozitive încât să fie răsplătiți pentru ceea ce au făcut. Au făcut un joc bun, las modestia deoparte, dar cred că a fost un joc extraordinar, dinamic, bine organizat, ofensiv, așa cum ne place tuturor, cu multe acțiuni de poartă, un joc în care am avut posesie, un joc în care am avut de toate. Știu și sunt conștient că meciurile astea nu o să fie unul după altul. La un așa nivel e destul de greu să ajungi și să aliniem toate lucrurile, dar e un joc care îmi dă foarte mare încredere. E un joc care și un rezultat care ne aduce o liniște și o bucurie în pauza de iarnă. E un joc care o să ne aducă motivație și determinare în partea de pregătire pentru anul viitor. De când ați venit la echipă, echipa merge bine, aveți o singură plângere? Da, lucrurile au fost chiar progresive. Băiatul meu a făcut acum vreo 4-5 zile 14 ani și el e nu pasionat de matematică, se descurcă bine, dar face pregătire și îl terorizează lucrul ăsta. Și a remarcat, tati, hai că o să fie bine, ați început 0-1, pentru că așa a fost la Sepsi, am făcut 1-1 cu Botoșani, am bătut la Călăraș 2-1, am bătut Chiajna 3-1 și el îmi spunea de progresia asta matematică, fără să-mi dau seama de ea. A venit meciul ăla cu voluntari care s-a interpus între. Da, e o progresie, dar eu cred că asta se datorează jucătorilor, pentru că ei sunt cei care marchează de fapt destinul unui club, a unei echipe, rezultatul unui meci până la urmă. M-aș bucura dacă eu pot să-i ajut cu ceva din punct de vedere profesional, tehnic, tactic, fizic.
sau mental, pentru că eu cred că acolo au fost problemele cele mai mari. Grupul rămâne foarte bun, un grup valoros, un grup echilibrat. Cred că acolo a fost o descătușare din punct de vedere mental, un blocaj depășit în ultima perioadă și mă bucur din toată inima. Pentru bucuria lor mai mult decât pentru mine. Vă așteptați, doamna, așa scor înainte acestui? Nu, sub nicio formă. Aș fi nemernic să spun așa ceva. Mi-a fost teamă de meci. Am făcut o strategie de joc după ultimul joc al adversarului, cel cu Universitatea Craiova. Comparația fiind cu un așa adversar puternic cum e Craiova, chiar am avut ceva emoții pentru jocul de azi. Am văzut un joc puternic, bine organizat al lui Dinamo. Azi cred că jucătorii au făcut ceea ce trebuia, simplu, eficient, în viteză. Și asta a fost destinul. A venit patronul în vestiar, nu știu, a promis o primă. Noi am spus că o să vină și prima pentru băieți. Nu, am avut promise prime mai înainte. N-am reușit să le luăm, întotdeauna s-au blocat undeva, exact când trebuia să facem, să rotunjim bugetul, s-au blocat undeva. Acum, nu știu, din superstiție, dintr-un mod de a schimba lucrurile, ceva s-a întâmplat. Ne s-a confirmat că o să primim salariile, nu erau niciun fel de probleme cu banii, suntem chiar ok, așa, e super decent, iar nu putem să ne plângem din punctul ăsta de vedere. Doar ne s-au confirmat că lucrurile vor fi stabile în clubul nostru. În perioada asta e ok, dacă e stabilitate, rezultatul bun ne-a dus încredere emulați în vestiar. Da, de fapt, asta era miza cea mai importantă, nu neapărat, nu ne facem un obiectiv de a bate pe cineva anume. Noi luptăm pentru noi și încercăm să ne depășim adversarii pentru a ne asigura nouă obiectivul sau stabilitatea de care avem nevoie. Mai ales azi, chiar că aveam nevoie, dar nu se termină aici, e doar un prim pas. Mai sunt atâtea lucruri de făcut și ați văzut, concurența e foarte mare. Lucrurile s-au precipitat așa în zona de play-off. Avem adversari puternici și lupta continuă. 5 meciuri foarte grele, deplasare la Cluj, la Craiova, la Media și vine viitorul aici. Vă gândiți și la transferuri? Nici n-am terminat bine jocul ăsta. Cu siguranță că lucrurile în fotbal întotdeauna vor fi în continuă schimbare. Concurența este prezentă peste tot, jucători, antrenori, întotdeauna vom fi într-o concurență. Nu să avem o siguranță până lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui. Iar la modul în care fotbalul cere întotdeauna maxim, niciodată nu o să fim în siguranță. E clar că ne gândim ca în pozițiile în care concurența nu este foarte, foarte bună să aducem câte ceva. Dar mă gândesc mai degrabă la Crăciun acum decât la lucrul ăsta, sincer. N-aș vrea să supăr pe nimeni, aș vrea toată lumea să stea liniștită și o să vedem ce putem face să ne îmbunătățim lotul sau activitatea. Dar chiar și așa, cu această concurență, grupul este unul echilibrat și cu potențial. Mulțumim, seara bună la mulți ani. Mai stau dacă aveți nevoie, oricare de voi. Vă rog, ca să nu pot de pupresă. Da, chiar e ok, chiar m-aș bucura. Am văzut că jumătatea au plecat odată. Cu asta? Cu ceilalți. Coborți voi și voi.